Domnule ministru, certificatul verde, cum e el cunoscut, stârnește tensiuni foarte mari, după cum am văzut la Palatul Parlamentului, chiar tensiuni fizice. Până la urmă, va fi sau nu va fi adoptat certificatul verde și în ce formă va fi el adoptat, în ce formă legislativă va fi, procedurală va fi el adoptat? Aș vrea să ordonăm puțin lucrurile, în sensul că povestea acestui certificat verde, despre care toată lumea a auzit în ultimele săptămâni, sau chiar mai mult de câteva săptămâni, este următoarea. Eu, împreună cu alți colegi din Ministerul Sănătății și de la Institutul Național de Sănătate Publică, am elaborat un proiect de lege care stipulează modul în care trebuie să fie utilizat acest certificat verde pe teritoriul României în cazul unei agravări a situației epidemiologice. A spune însă că este o abordare care, pe care noi o numim în epidemiologie early warning, adică o alertare precoce. Pentru că dacă punem la punct mecanismul prin care el va intra în cazul unei creștere a numărului de cazuri, acest lucru se va petrece într-un timp relativ scurt. Noi am făcut o propunere de 21 de zile, deci 3 săptămâni, de la înregistrarea primei creștere a numărului de cazuri, practic. Și aș încerca să merg cu paralela legată de situația din vară, când creșterea a început în data de 5 iulie și probabil că dacă am fi aplicat acest certificat atunci, în forma pe care o am propus-o, s-ar fi introdus la data de 1 august. Adică o sesizare a unei creșteri care poate duce la un val pandemic care să pună în pericol sistemul de sănătate și să se soldeze cu foarte multe victime, impune introducerea acestui certificat. Renunțarea la utilizarea acestui certificat intervine atunci când situația revine sub control, adică înregistrăm o scădere și o incidență de data aceasta sub 1 la 1000, așa cum este și în momentul de față. Asta este filozofia, dacă vreți, sau principiul de introducere și respectiv de renunțare la certificat. Ieri am avut o discuție destul de lungă cu Coaliția pentru Dezvoltarea României, care adună mai mulți mari retailer sau angajatori din România. Înțeleg că sunt în jur de cei care produc în jur de 50% din PIB-ul României, deci discutăm de mari angajatori din România. Am avut o discuție exploratorie legată de introducerea unui astfel de mecanism și principala lor grijă era de sustenabilitatea activității economice în cazul în care lumea, de exemplu, refuza să se testeze sau dacă apăreau impedimente care duceau la suspendarea contractelor de muncă. Răspunsul a fost următorul. Pregătirea pentru angajatorilor pentru utilizarea unui astfel de instrument este realizată în două moduri. În primul rând că noi furnizăm celor care încă nu s-au vaccinat pentru o perioadă de 42 de zile sau 30 de zile lucrătoare, cum doriți, vouchere care pot fi utilizate pentru testare și atunci nu se pune problema întreruperii activității economice, ceea ce permite și angajatorilor să se adapteze, eventual să apeleze pentru unii dintre angajați la telemuncă, pentru că înțelegem grija lor pentru păstrarea activității economice și, de asemenea, cred că și grija pe care o are fiecare cetățean ca să poată să-și păstreze locul de muncă. Lucrurile astea două însă trebuie puse în balanță cu necesitatea protejării sănătății publice, care este realizată prin introducerea unui astfel de certificat, pentru că scade foarte mult riscul de transmitere, nu numai la locul de muncă, dar gândiți-vă doar la mijloacele de transport. Și atunci am venit cu o propunere tehnică care trebuie însă să intre în vigoare cât mai rapid, și acum o să încerc să răspund la a doua parte a întrebării dumneavoastră, ca să intre în vigoare cât mai rapid, înainte de înregistrarea creșterii prezumate a numărului de cazuri, trebuie să existe o procedură
care parlamentară care să permită acest lucru. Din punctul meu de vedere, procedura care permite acest lucru și care este aplicabilă este asumarea răspunderii guvernului. Partidul Social Democrat și-a exprimat întreagul sprijin pentru o astfel de soluție. Rămâne de văzut dacă partenerii noștri de coaliție găsesc această soluție aplicabilă și își asumă și ei alături de noi necesitatea aprobării unui cadru legislativ pentru certificatul verde. Cred că dacă vom tergiversa lucrurile, vom ajunge în situația în care certificatul verde ar putea să fie aprobat foarte târziu și din nou efectul introducerii lui va fi minim. Important este să introduci cât mai repede, nu cât mai târziu, când lucrurile deja sunt pierdute de sub control certificatul verde, ca să previi o creștere abruptă a numărului de cazuri. Premierul dorește angajarea răspunderii, că până la urmă premierul angajează răspunderea guvernului. Nu. Eu nu știu, eu nu știu care va fi decizia. Știți că dânsul a fost plecat la Bruxelles, nu știu dacă s-a întors de la Bruxelles, cunoaște intenția și conținutul acestui document. Rămâne de văzut care va fi decizia politică în interiorul Partidului Național Liberal, dar eu cred că avem cu toții responsabilitatea pentru sănătatea publică și trebuie să avem la dispoziție un instrument aplicabil. Dacă nu vom avea la dispoziție un instrument aplicabil în perioada de criză care s-ar putea să vină, dar e greu de crezut că România va fi în afara acestui val pandemic, atunci o să avem cu toții o problemă. Eu am făcut tot ce am putut, în ciuda criticilor la care am fost supus, dar cred că această abordare echilibrată, care are un grad de acceptabilitate mai mare în condițiile în care România, știți bine că vaccinarea nu depășește cu mult 40% din totalul populației, este o soluție care poate să răspundă în mod eficient creșterii din un eventual val. Vom reveni la această pregătire, dar am să vă întreb frontal, dacă nu se acceptă angajarea răspunderii guvernului, deci nu vom avea certificatul verde în luna ianuarie, când e vacanță parlamentară, de altfel, luați în calcul să demisionați? Este o întrebare foarte bună. Pot să fac acest lucru pentru că eu am o răspundere din punct de vedere profesional și din punct de vedere moral pentru cetățenii României. Și dacă se va tergiversa și se va repeta exercițiu de doar de imagine politică care a existat în timpul verii, când nu s-a luat absolut nicio măsură, cu toate că această creștere susținută a durat timp de 16 săptămâni, prima intenție a fost în săptămâna 14 de creștere, atunci, în mod evident, este o soluție onorabilă, dar eu nu cred că totuși partenerii noștri de coaliție pot să pună în balanță interesul pentru sănătate publică, unui interes de natură politică. Sunt convins că, eu îl cunosc pe domnul prim-ministru Ciucă, este un om responsabil, foarte serios și este un bun interlocutor pentru găsirea unei soluții care să ducă la rezolvarea rapidă a acestei, n-aș spune crize, acestei situații. Vă invit acum să discutăm puțin pe acest proiect, câteva detalii care, cel puțin mie, mi-au atras atenția. În primul rând, de ce ați ținut, spre deosebire de restul modelelor europene, unde există acest certificat verde, el să nu fie continuu, ci să fie introdus și apoi să fie scos? Nu e prevenția cea mai bună, nu o faci cât de devreme cu putință, deci chiar atunci când numărul de cazuri este foarte mic sau chiar în scădere? Acum, apropo de acest certificat verde și despre utilitatea lui, scopul acestui certificat verde a evoluat, dacă vreți, din punctul meu de vedere profesional, de la un instrument care avea drept țintă controlul pandemiei, adică împiedicarea transmiterii bolii, către un model care împiedică supra-solicitarea sistemului de sănătate,
Pentru că observați ce se întâmplă, persoane vaccinate sau persoane care au trecut prin boală, dar în general persoane vaccinate, se îmbolnăvesc cu noua tulpină Omicron. Și atunci, de ce este un instrument de control al funcționării sistemului de sănătate? Pentru că persoanele vaccinate sunt acelea care fac forme ușoare de boală. Noi avem 16 cazuri de îmbolnăvire în România, 15 sau 16. Toți, cu excepția unei singure persoane, au fost persoane vaccinate cu schema completă. Dar asta e partea, să zicem, mai puțin bună. Partea bună, însă, jumătatea plină a paharului, este reprezentată de formele extrem de ușoare, chiar asimptomatice, ale acestor infecții. Deci este clar că vaccinul, chiar dacă nu oferă protecție împotriva îmbolnăvirii, oferă protecție împotriva formelor grave și împotriva decesului. Și atunci, sigur că aceste persoane, să știți că niciuna nu cred că a fost spitalizată, într-adevăr, dintre toate cele 15-16, n-au fost spitalizate sau au fost pentru foarte scurt timp spitalizate mai mult din motive de precauție și e clar că vaccinul funcționează. Mai mult, trebuie să ne gândim la două elemente. Unul este legat de doza a treia, care este recomandată în momentul de față și care știți că face subiectul unei decizii la nivelul Uniunii Europene, în sensul că certificatul care permite circulația în spațiu comunitar își pierde valabilitatea după 9 luni de la vaccinarea cu schema completă. E chiar completă o decizie, nu mai e o discuție, o decizie deja. Iar valabilitatea lui este prelungită de administrarea unei doze booster. Așteptăm totuși și adaptarea vaccinului la noile variante circulante, pentru că ideea administrării unui vaccin este cea de a oferi protecție specifică cât mai bună. Specificitatea aceasta între virus și anticorpii neutralizanți este esențială și pentru inclusiv pentru creșterea încrederii în vaccin. Din fericire, sunt și vaccinuri noi, oarecum făcute după tehnologii clasice, în procedura de aprobare avansată, așa că așteptăm și alte alternative care s-ar putea să crească și interesul pentru vaccinare în România, la fel ca și în alte țări. Deci, introducerea secvențială, din punctul meu de vedere, a acestui certificat ar preveni blocarea sistemului de sănătate, pe de-o parte, și ar oferi suficient timp de convingere, de informare pentru oameni încât, încet, încet, și România să ajungă la o acoperire vaccinală satisfăcătoare, ceea ce sper să se întâmple probabil în cursul anului 2022, dacă vom avea o campanie de informare care să fie țintită și să nu mai fie făcută amatoristic, cum s-a întâmplat, din păcate, în cursul anului precedent. Adică acestui an. Ce înseamnă așteptăm? Așteptăm înseamnă că ar fi mai bine ca boosterul să fie făcut cu un vaccin updatat? Eu așa l-aș face. Aș face un vaccin adaptat variantei circulante, pentru că specificitatea răspunsului imun este una dintre cheile care sunt legate de calificarea unui vaccin ca fiind într-adevăr eficient. E normal să fie așa. Producătorii Moderna și-a anunțat, Pfizer știu că e destul de avansat în elaborarea unui vaccin specific pentru tulpina circulantă, Omicron de data aceasta, dar rămâne de văzut dacă până la producerea unui astfel de vaccin nu cumva apare o variantă nouă de virus și lucrul ăsta este posibil. Dar pe de altă parte, imunitatea colectivă, trecerea prin boală, chiar dacă variantele sunt puțin diferite, duce la o rezistență în comunitate care e diferită, cu totul diferită față de cea din primul an de evoluție al pandemiei. Ce înseamnă schema completă de vaccinare pentru obținerea acestui certificat verde? Două doze, respectiv una la Johnson, sau trei doze, cu tot cu boosterul? Nu, două doze și înseamnă schema completă de vaccinare, două doze sau o doză de Johnson. Doza booster nu înseamnă, deci aici este o discuție mai lungă, n-aș vrea să o facem acum. Booster nu înseamnă schema completă. În momentul când spui booster, înseamnă de fapt rapel
o vaccinare suplimentară care îți crește suplimentară. Deci doză completă înseamnă două, nu se introduce în schema completă de vaccinare trei doze, nu? Nu, dar a fost și sunt studii care arată că pentru anumite categorii de persoane, dar nu vreau să intrăm în detalii. Eu discut legal acum, discutăm de proiectul de lege, deci nu, de, nu din punct de vedere... Această vaccinare va fi valabilă tot 9 luni și în plan intern, așa cum este în spațiul de circulație? Nu am pus în discuție acest element în momentul de față, pentru că dacă la nivelul Uniunii Europene avem acoperire vaccinală de peste 70%, adică dublă față de România, este rațional să pui acest lucru. Interesul nostru din punct de vedere al sănătății publice în acest moment este să avem cât mai multe persoane vaccinate, în primul rând, și dacă discutăm despre doza a treia, să o recomandăm cu foarte multă fermitate persoanelor vârstnice sau celor care au afecțiuni la risc. Este, de fapt, și punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sănătății, nu neapărat punctul meu de vedere, dar eu îl susțin întru totul, pentru că o populație adultă vaccinată complet, așa cum spuneați dumneavoastră, cu două doze sau cu o doză în funcție de tipul de vaccin, alături de administrarea dozei booster la persoanele la risc înalt, este formula ideală, dacă vreți, de a lupta împotriva pandemiei și mai ales a consecințelor în planul asigurării asistenței medicale. Deci, până la urmă, 9 luni sau în alt termen sau deloc? Valabilitate. 9 luni este pentru circulația în spațiu intracomunitar. Asta, la acest lucru se referă. Dar în plan intern, la asta vă întreb. În plan intern? Eu cred că în plan intern principalul scop al nostru trebuie să fie creșterea acoperirii vaccinale, pentru că altfel nu... Nu mi-ați răspuns. Am înțeles că ăsta e scopul. Nu înțeleg însă dacă puneți sau nu puneți un termen de valabilitate. În proiectul acesta eu nu am fost de o părere că ar trebui să punem acest lucru, pentru că într-o astfel de situație, atunci obținerea certificatului verde ar fi și mai greu de obținut pentru foarte multe alte categorii de persoane care s-au vaccinat cu schema completă, se simt protejate, dacă vreți. Rămâne de văzut dacă opinia colegilor de la Institutul Național de Sănătate Publică vom avea un punct de vedere profesional pentru această situație pe care ați descris-o dumneavoastră. E aici o problemă, însă toate certificatele emise, indiferent când, teoretic, pe legislația de acum, expiră în iunie anul viitor, da? Deci da, mai puțin de 9 luni. De aceea vă întrebam, cum veți face cu ele? Adică cade ghilotina pentru toată lumea în iunie sau cum? Deocamdată vom încerca să facem acest act normativ și pregătirea pentru valul pandemic care sigur va urma. Restul deciziilor de sănătate publică vor rezulta în urma unei dezbateri tehnice care să aducă, însă care trebuie să fie și aplicabile, atenție. Foarte multă lume uită de posibilitatea aplicării unor măsuri, toată lumea le clamează să fie măsuri extrem de riguroase, dure și așa mai departe, dar vedeți că între declarații și ceea ce clamează unii și alții și realitate, este o mare diferență. Vedeți ce s-a întâmplat în frontieră în acest weekend și acolo cred că a fost o foarte bună demonstrație a modului în care unii dintre concetățenii noștri se comportă atunci când vin în România, care este total diferit față de modul în care aceiași concetățenii noștri se comportă atunci când merg în țările unde lucrează sau unde trăiesc. Ați spus că vor fi 15 vouchere, cel mai probabil în sistem electronic, distribuite. Da, este cea mai ușoară soluție, cea cu sistem electronic, pentru că exclude tipărirea lor, distribuirea prin poștă, exclude piața neagră a acestor certificate. Vă dați seama că apărea imediat o piață neagră a acestor certificate. Trebuie să învățăm să folosim instrumentele pe care le avem la îndemână ca să evităm astfel de complicații. Milioane de oameni se vor testa la 2 zile, o lună jumate. Există această capacitate. Dacă chiar milioane de oameni nu sunt chiar așa de... Dacă ne gândim la câți sunt vaccinați și la câți muncesc... Bun, dar nu toată lumea merge la muncă.
Există foarte multe categorii care nu au nevoie de certificat. Accesul magazinelor de primă necesitate, în mod evident, este posibil chiar într-o situație de, cu incidență Da, ca mai să mare. intre în mall-uri, în astea, cred că vor fi Bun, interesați dar să-și asta facă, e o să decizie. folosească Asta voucher. e o decizie. Da. Eu sper să folosească ca să meargă la lucru, nu ca să intre în mall. Adică el este practic prevăzut pentru utilizare în timpul săptămânii, atunci când oamenii merg la lucru, nu când merg la mall. Mă rog, asta nu are niciun fel de... Veți avea vreo limitare să poată fi făcute teste numai în timpul săptămânii, să nu poată fi făcute Nu, și... Nu, 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 pentru că programul de lucru e variabil, nu putem să aplicăm o măsură unică și ne complicăm degeaba. Pur și simplu o să fie un voucher valorii care poate fi utilizat de maxim 15 ori pe perioada în care, sau în perioada în care este nevoie va exista capacitatea de vaccinare? Că... Vor fi totuși mulți care se vor testa. Să dea Dumnezeu să existe dorință, s-a demonstrat că se poate să vaccinăm 100.000 de persoane zilnic, da? Sau chiar peste 100.000 de persoane zilnic. Gândiți-vă că această testare care este la îndemâna oricui poate fi utilizată și ca să prinzi rând la vaccinare, adică are efecte benefice multiple din punctul meu de vedere. Adică cum? Dacă nu ce poți legătură? Să păi este o foarte mare legătură. Dacă, de exemplu, 1 milion de oameni se hotărăsc să se vaccineze pe data de 1 februarie, când în mod ipotetic ar intra acest certificat în vigoare, se dă seama că lucrul ăsta n-ar fi posibil și atunci se poate face o planificare a vaccinării, iar persoanele care încă nu s-au vaccinat pot beneficia de certificat verde pe baza testelor. Va exista și acel certificat verde provizoriu după prima doză? În cazul Da, celor există colegii, două doze. Am convenit cu colegii de la Institutul de Sănătate Publică. Scopul este să încurajăm lumea să se vaccineze și va exista o posibilitate de obținere certificatului verde, care nici măcar nu e provizoriu, el rămâne valabil dacă persoana respectivă se vaccinează complet, cum discutam spuneam puțin provizoriu mai că depinde și de a doua doză, dispare dacă a da, doua doză da, nu da. E după, făcută dacă la a doua doză nu e făcută în interval de 42 de zile, maxim 42 de zile de la prima doză, atunci într-adevăr certificatul își pierde valabilitate. Astăzi media săptămânală, din ce am văzut eu, să mă corectați dacă n-am datele corecte, ar fi de 712 cazuri ca medie. Da. La cât ar posibil, nu am. La cât ar trebui, dacă plecăm de la 712, să zicem că începe creșterea. 700. Hai să zicem că de la 700. Haideți de la 700, dacă să fie mai ușor de calculat. La cât ar, intra certificatul verde? Când am ajunge la cât în 3 săptămâni? La 1575 de cazuri. La 1575 de cazuri ar începe certificatul verde. S-ar impune la nivel național sau numai în zonele unde ar fi înregistrat acesta? Nu se poate. Dacă vrem să obținem un efect asupra sănătății publice, trebuie să-l impunem la nivel național. Lumea circulă și utilizarea unui astfel de instrument, vă dați seama că scade foarte mult, de exemplu, riscul de transmitere în mijloacele de transport în comun. Adică nu e vorba numai de transmiterea de la locul de muncă, există și chiar este mai probabil să te îmbolnăvești într-un mijloc de transport în comun, unde e aglomerat, lumea poartă mai mult sau mai puțin corect masca. Ori dacă toți sau marea majoritate a celor care călătoresc spre locul de muncă dețin un astfel de document, de fapt nu un document, documentul e o chestiune convențională. Dacă sunt vaccinați sau sunt testați, e clar că riscul de transmitere scade și el, pentru că toți oamenii dintr-un vehicul sau marea lor majoritate sunt în situația de a transmite infecția într-o măsură foarte mică. Ați spus că ați vorbit despre Omicron, deja toată lumea vorbește de Omicron, l-ați menționat și dumneavoastră. Spuneați că din cele 16 cazuri care sunt în România sunt cetățeni vaccinați și 15 sunt cazuri ușoare. Acum, sunt ușoare pentru că sunt vaccinați sau Omicron dă cazuri mai ușoare? Aici este o dezbatere încă care nu a fost tranșată. Există două școli, dacă vreți, aici. Există articole științifice care demonstrează o
evoluție mai ușoară aceste infecții sunt studii făcute în Africa de Sud. Astăzi însă au apărut și alte studii care arată că evoluția este similară cu cea produsă de tulpina care e dominantă în România în momentul de față, Delta. Așa că timpul o să demonstreze acest lucru și ce ne interesează cel mai mult este cum evoluează la persoanele vârstnice sau care au comorbidități, contează cum evoluează această infecție. Și aici ne găsim într-o situație, aici suntem, noi suntem descoperiți și nu avem cum să umplem acest gol într-un timp foarte scurt. Persoanele vârstnice din România sunt vaccinate într-o proporție mult mai mică decât media națională. Și din cauza asta apelul pe care l-am făcut repetate rânduri și îl fac din nou și la dumneavoastră în interviu este ca să ne vaccinăm noi sau să ne vaccinăm persoanele vârstnice din familie sau măcar dacă mergem să ne întâlnim cu ei la sfârșit de an să ne testăm înainte de a lua această decizie. Domnule ministru, apeluri se tot fac de un an, aproape un an de zile când a început vaccinarea. Azi, mâine, avem un an de când e vaccinare. În prima perioadă a mers foarte bine pentru că a fost masa celor care doreau să se vaccineze, după care s-a prăbușit. Cum plănuiți, cum credeți că puteți relansa vaccinarea? Vaccinarea se poate relansa în două moduri sau ținând cont de două elemente pe care eu deja l-am menționat puțin mai devreme. Unul este legat de apariția unui vaccin care să fie produs într-o tehnologie oarecum tradițională, un vaccin care să fie însă eficient. Și există un astfel de vaccin în procedură avansată de autorizare. Rămâne de văzut producătorul cât vaccin poate să producă într-un anumit interval de timp și sunt convins că mulți dintre cei care au avut ezitare în a se vaccina cu vaccinurile acestea care presupun inginerie genetică avansată ar putea să opteze pentru acel vaccin și cred că alt element de încurajare a vaccinării ar fi apariția unor vaccinuri customizate, adică adaptate tipului de tulpină circulantă. Plus, pachetul de informații, vreau să vă spun că am avut așa de multă treabă în ultimele două săptămâni, eu sunt de trei săptămâni, de fapt, aici la Ministerul Sănătății, ca să fie clar pentru toată lumea. Cred că o informare uniformă și făcută profesionist poate să genereze încredere în vaccinare și în alte măsuri care sunt evidente, cum ar fi utilizarea măștii, care probabil că își câștigă un loc și mai important în cazul acestei tulpine care este extrem de transmisibil. Din ce îmi spuneți, nu sunteți, sau așa înțeleg eu, nu sunteți foarte optimist în privința relansării vaccinării pe termen scurt, vorbiți de vaccinuri care vor apărea. Dar sunt convins că odată cu adoptarea acestei legi care stipulează modul în care se va introduce acest certificat electronic COVID, se va mări numărul de doritori ca să prevină o situație de criză în care se ia o decizie de introducere a certificatului care trebuie adoptată într-un timp scurt și ca să prevină necesitatea testării. Nu cred că nimeni doritor să se testeze din două în două zile. Mie personal nu mi-ar face o mare plăcere să fac acest lucru. Prefer să mă vaccinez, mai ales că efectele adverse la care face toată lumea referință nu există. Am făcut numai în România multe milioane de doze de vaccin și n-am avut decât câteva reacții adverse și în niciun caz una care să fie amenințătoare de viață. Teama este de efectele adverse pe termen lung. Asta este... Bun, dar eu pot să vă spun despre efectele adverse pe termen scurt ale celebrei medicații antivirale pe care o clamează toată lumea în această perioadă. Sunt efecte serioase. Femeile aflate la o vârstă fertilă nu se pot în mod normal trata decât după ce fac un test de sarcină, pentru că dacă cumva o femeie este însărcinată și ia, de exemplu, favipiravir, este o contraindicație majoră pentru că este
extrem de toxic acest produs și poate să aibă efecte teratogene. Și același lucru se întâmplă și în cazul bărbaților. Adică, vedeți, informații false de genul celor care leagă vaccinarea de fertilitate au foarte mare succes la public. Informații adevărate, însă, care se referă la efectele serioase ale antiviralelor luate fără niciun fel de discernământ, sunt neglijate. E o problemă, sigur, mult mai complexă, nu pot eu să o rezolv. Ține de natura umană, ține de nivelul de înțelegere al lucrurilor și mai ales de respectarea regulilor. Asta trebuie să fie un lucru la care trebuie să lucrăm cu toții sau o situație pe care am putea să o îmbunătățim, dar nu pe termen scurt, în mod evident, dacă am lucrat cu toții în acest sens. Ați făcut trimitere la reproșurile care vă sunt făcute. Spuneați că în pofida reproșurilor n-ați stat degeaba, cum ar veni. Niciun caz nu am stat degeaba, pentru că, mă rog, reproșurile fac parte și din jocul politic. Unul dintre reproșurile care vă este făcut este că ați acceptat relaxări importante în perioada sărbătorilor, deși vă așteptați avalul 5, adică este chiar și pentru dumneavoastră o probabilitate foarte ridicată din ce mi-ați spus mai devreme. În condiții de relaxare vin în țară oameni despre care ați văzut, chiar dumneavoastră ați spus, cum tratează această chestiune a prevenției și care au declarat deschis că nu intenționează să respecte carantina, nici nu pot fi urmăriți de altfel. Deci reproșul este, nu e prea multă relaxare pentru o țară cu un sistem de sănătate fragil și care se îndreaptă spre valul 5? Nu a fost o decizie a Ministerului Sănătății de a introduce aceste relaxări, a fost o decizie a Guvernului și nu știu dacă neapărat e vorba despre relaxări, cât a fost vorba mai degrabă, și o să le putem și lua în discuție pe fiecare dintre ele, a fost mai degrabă o uniformizare și o raționalizare, dacă vreți, a modului de aplicare a unor măsuri. Adică accesul la magazine care erau inițial definite ca magazine de strictă necesitate, doar magazinele alimentare și farmaciile, omul ca să trăiască are nevoie și de alte lucruri, nu numai de mâncare și de medicamente. Și atunci s-a extins posibilitatea de a merge în astfel de magazine fără certificat, dacă porți mască, bineînțeles, și dacă respecti un număr de persoane în interiorul magazinului. Asta este una dintre relaxări, dacă vrei, și cealaltă se referă la mărirea duratei de funcționare a unor instituții sau a unor unități de alimentație publică cu o oră, de la ora 21 la ora 22. Astea sunt singurele. Vor fi permise petreceri. Așa, și discutăm despre două momente, Crăciunul și Revelionul. A fost o asumare la nivelul acestei coaliții, încât lucrurile astea să se petreacă, dacă vreți, ele se cam petreceau oricum și în anii precedenți, doar că sub o formă mascată și care uneori poate că era mai periculoasă decât o formă acceptată, pentru că eu vă dau un exemplu, dacă stau 20 de persoane într-un apartament de bloc, cred că este mai periculos să stea 20 de persoane într-un mic apartament de bloc decât să stea 20 de persoane într-un spațiu amenajat și cu reguli de distanțare și cu dezinfecție și cu un spațiu și un cubaj în mod evident mai mare al încăperirii sau încăperilor respective. Lumea se uită la ce se întâmplă în Austria. Ultima pe listă este Marea Britanie, care interzice reuniuni chiar de familie mai mari de 4 persoane și sigur că lumea se întreabă dacă nu suntem noi prea liniștiți cumva în această perioadă. Răspunsul este la una dintre întrebări da și la cealaltă nu. Pentru că, spre deosebire de ei, unde este, eu ajuns în situația aceea în care noi ar trebui să introducem certificatul digital COVID, au creștere rapidă a numărului de cazuri și un număr foarte mare de cazuri în aceste țări și măsurile sunt justificate. În România este în continuare un trend descendent, avem un indice de reproducere al infecției de 0,83, deci este în continuare subunitar și este stabil de vreo 10 zile, 12 zile pe la această valoare între 0,82-0,87, cu
cu mici variații zilnice. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem diferiți. Ați văzut și harta aceea în care România era verde, țările din jurul nostru aveau o altă culoare, portocalie sau roșie, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim precauți și să nu luăm, să ne comportăm. Trebuie să intre, sigur, e greu de intrat în ADN-ul nostru, câteodată să înțelegem că respectarea acestor reguli o facem pentru noi, pentru familie, pentru comunitate și pentru societatea românească în general și pentru păstrarea locurilor de muncă și pentru viața economică. Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le cunosc, nu le înțeleg sau nu vor să le înțeleagă. Mie mi s-a părut absolut intolerabil, chiar șocant, modul în care colegii noștri de la Direcțiile de Sănătate Publică au fost tratați în vămile din România de persoane care au venit, în mod evident, nevaccinate din țări cu transmitere ridicată a bolii și s-au mai și lăudat că nu respectă legea. E o problemă care excede probabil discuția noastră, dar care ar trebui să ne dea de gândit de ce noi ne comportăm diferit atunci când mergem într-o țară străină și de ce nu respectăm legea atunci când ne întoarcem în propria noastră țară. Este o problemă legată și de mecanismele de aplicare și de impunere a respectării cadrului legal. Cum pregătiți valul 5? Și mă refer aici la două aspecte, la care au fost caii de bătaie ai valului 4, capacitatea spitalelor, mai ales pe zonă de ATI, și antiviral. Să le luăm pe rând, sunt mai multe decât antivirale și capacitatea spitalelor. Am avut foarte mult de lucru în ultima perioadă cu pregătirea sistemului de medicină ambulatorie pentru a testa, extinderea capacității de testare la nivelul medicului de familie și decontarea pe baza acelui preț unic, într-un mecanism simplu de decontare către medicul de familie a testării. Testarea se poate face în două circumstanțe. Una eventual legată de acest certificat electronic COVID, dar și testarea pentru pacienții care întrunesc condițiile din definiția de caz a Institutului Național de Sănătate Publică, adică pacienți simptomatici sau pacienți contacți apropiați ai unor persoane simptomatice. Încurajarea lor de a veni la medici de familie, care trebuie să fie partenerii noștri și încurajăm și am avut discuții cu organizațiile lor profesionale. După aceea le vom oferi și deja este aproape gata, va fi furnizat chiar în aceste zile, pachetul de informații privind tratamentul, evaluarea și tratamentul în ambulatoriu al pacienților infectați. Vom avea elaborate și trimise spre informare profesională criteriile de internare în spital, încât să nu ajungem în situația internării abuzive, dacă vreți, a unor pacienți cu forme ușoare și atunci pacienții cu forme complicate sau grave nu mai au loc în spital. Deci pregătim pre-spitalul, care înseamnă testare, evaluare, iar la nivelul spitalelor am avut chiar astăzi o ședință cu toate direcțiile de sănătate publică și cu Institutul Național de Sănătate Publică pentru a examina capacitatea și reziliența spitalelor de a primi pacienți COVID, dar și non-COVID. Și aici facem două lucruri. E vorba de pregătirea unui număr de 4, unui procent din paturile de spital din România, 20% propus noi, în cazul apariției unui nou val COVID, cu o flexibilizare a acestui număr de paturi până spre 30% și, pe de altă parte, crearea unui mecanism la nivel județean de coordonare a activității medicale, încât și pacienții care nu sunt infectați COVID și care, mulți dintre ei, sunt vaccinați, de exemplu, au alte boli, să poată să beneficieze de asistență medicală. Mortalitatea în România a fost produsă și de lipsa accesului la servicii medicale. Și încă un lucru foarte important, am evaluat starea, ca să creștem puțin și partea de siguranță a pacientului. Inspecția Sanitară de Stat a evaluat în starea instalațiilor electrice din aproape 300 de spitale din România. Acolo stăm foarte prost, avem câteva zeci de spitale cu instalații electrice care au fost prea puțin revizuite și care au fost construite între 1890 și 1950. Și acum încercăm așa să fim proactivi și să determinăm managementul acestor spitale, că până la urmă managerii trebuie să
ia măsuri încât să crească siguranța pacienților. Noi să-i ajutăm, inclusiv din punct de vedere financiar, dacă putem, de la Ministerul Sănătății, dar și autoritățile locale trebuie să participe, încât riscurile să scadă. Sigur, ele nu pot fi în mod clar eliminate, dar important este să scadă riscurile și să nu mai trecem prin incidente dramatice, așa cum au fost incendiile din acest an. Sigur, nu putem exclude acest lucru. De multe ori este vorba de greșeli umane, nu de starea instalațiilor, dar starea instalațiilor de multe ori favorizează și comportamentele la risc, pentru că cu cât o instalație mai veche, cu atât riscurile, de exemplu, de utilizare sunt mai mari. Antiviralele? La antivirale avem două sau trei lucruri diferite asupra cărora aș vrea să discut. Am avut contact cu două companii, deja cu compania MSD și cu compania Pfizer, privind antivirale inovative care se află în procedura avansată de autorizare la Agenția Europeană a Medicamentului și încercăm să securizăm prin acorduri bilaterale cantități suficiente pentru perioada următoare. Trebuie să vă spun că aceste antivirale inovative se administrează în regim ambulatoriu, însă ele nu se pot sau nu e nevoie să fie administrate la toată lumea, ci la pacienții care într-adevăr au factori de risc să facă infecții complicate sau să, Doamne ferește, să evolueze către deces. Ele deci vor exista în farmacii, cu alte cuvinte, asta înseamnă. Aceste antivirale vor exista în spitale și în farmacii, o categorie de produse care în mod clar vor fi recomandate de către Comisia de Boli Infecțioase. Mai avem și anticorpii monoclonali, așteptăm să vedem ce se întâmplă, pentru că anticorpii monoclonali actual existenți sunt eficienți pentru tulpina Delta. Avem încă multe cazuri de infecție sau majoritatea cazurilor de infecție în România, marea majoritate, sunt cu Delta, dar mai puțin eficienți pentru tulpina Omicron și așteptăm să vedem dacă vor exista produse adaptate acestei tulpini în cazul anticorpilor monoclonali. În ceea ce privește medicația antivirală care a fost subiectul unor dezbateri publice, mă refer la Arbitor și la Favipiravir, noi, vrem, nu vrem, trebuie să respectăm legislația Uniunii Europene atunci când aprobăm utilizarea unui medicament și trebuie să avem în spatele utilizării acestui medicament măcar un studiu care să arate beneficiul legat de utilizarea acelui medicament într-o anumită boală. În ceea ce privește arbidolul, nu există studii, din păcate, legate de eficacitatea lui în infecția cu noul coronavirus. E posibil să aibă o anumită eficacitate, care nu a fost însă demonstrată, iar celălalt, favipiravirul, are un studiu care arată că boala își scurtează durata cu 2-3 zile dacă utilizezi favipiravir de la început, deci ai o boală mai scurtă, însă nu are impact asupra complicațiilor și mortalității. Încercăm însă să găsim o soluție și pentru cel puțin unul dintre aceste două produse, încât el să se găsească în farmaciile cu circuit deschis și să de el să beneficieze, pe bază însă strictă de prescripție medicală, cei care au forme ușoare de boală și care doresc să îl administreze. Totuși, pe lângă inovative. Dar să știți că la inovative o să fie mai ușor, nu pentru că vrea cineva să le promoveze, ci pentru că există studii în spate care demonstrează eficacitatea lor. Ori noi nu putem, eu nu pot să iau o decizie, de exemplu, care contravine opiniei profesionale a celor care se ocupă de acest lucru și nici Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale nu poate să facă acest lucru. Dar căutăm o soluție. V-am spus că administrarea acestor antivirale trebuie făcută cu precauție, nu înlocuiește vaccinul. Am auzit chiar și astăzi în Parlament comentarii cum facem cu medicația antivirală în loc de vaccin. Medicația antivirală nu este în loc de vaccin, ea poate fi administrată la persoanele infectate, vaccinul previne îmbolnăvirea sau previne formele complicate și nu mai e nevoie de antiviral, iar, vă spuneam puțin mai devreme, utilizarea lor comportă riscuri serioase dacă persoana respectivă nu este evaluată sau se face fără discernământ absolut sau se administrează la oricine acest produs.
Iar spitalele vor avea stocuri? Că asta a fost una au, dintre... au, deja, au deja stocuri, au spitalele, au stocuri, avem stocuri de Remdesivir, avem stocuri de anticorpi monoclonali, avem stocuri de medicație inhibitoare a interleuchinelor, mă refer la tocilizumab și anakhira. Ne preocupăm de o problemă care a apărut între timp, mă refer la anticoagulante. Iar sunt persoane care își fac stocuri de anticoagulante, ca și când lucrul ăsta ar fi așa, e anticoagulante după ureche, dar problema anticoagulantelor e o problemă mai largă care excede chiar infecția cu noul coronavirus, pentru că gândiți-vă doar la intervențiile chirurgicale, la alte categorii de pacienți, de exemplu cu boală, cu insuficiență renală cronică, care au nevoie de astfel de produse. Domnule ministru, orice demnitar care acordă un interviu trebuie să primească în epoca PNRR o întrebare în finalul acestui interviu. Care e primul obiectiv pe care trebuie să-l bifeze Ministerul Sănătății în PNRR și când? Primul obiectiv pe care trebuie să-l vizăm în PNRR este realizarea Agenției Naționale de Investiții în Sănătate, care trebuie realizată în această perioadă, de sfârșitul acestui an și primele luni ale anului 2022. Este însă o sarcină dificilă, nu pentru că noi nu ne dorim acest lucru. Aici nu e vorba despre greaua moștenire. Greaua moștenire este, în general, moștenirea este atunci când cunoști care este moștenirea respectivă. Noi astăzi am solicitat, după discuții cu colegii, tuturor structurilor din Ministerul Sănătății o informare referitoare la contribuția lor la realizarea PNRR în Ministerul Sănătății. Din cele 22 de structuri din Ministerul Sănătății, niciuna nu a participat la elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență și numai una a avut câteva informații referitoare la acest Plan Național de Redresare și Reziliență. El nu exista când a venit domnul ministru Ceche, nu exista în Ministerul Sănătății, l-a găsit undeva pe o memory stick pe la Ministerul Proiectelor Europene. Lipsa aceasta de transparență în realizarea acestui proiect a fost ciudată, mai ales că el ar trebui să fie un proiect pentru România, așa îl consideră toată lumea, și noi acum încercăm să reconstruim sau să reconstituim, să încercăm să înțelegem ce a stat la baza fundamentării acestui proiect, cum au fost stabilite termenele, de ce au fost folosite anumite instrumente, cum ar fi, știu eu, plasarea. Vă dau un exemplu. Ai o listă de 49 de spitale incluse, din care sunt eligibile doar 25. Cum au fost alese aceste 49 de spitale? Care sunt criteriile și așa mai departe? Este greu de răspuns, inclusiv plasarea acestei agenții în subordinea Ministerului Sănătății, care nu are o tradiție și nu are niciun fel de experiență în marile proiecte de investiții, este discutabilă ca și decizie, iar termenele scurte sunt de asemenea împovărătoare. Nu ne plângem de chestiunea asta, încercăm să gestionăm situația împreună cu celelalte ministere din Guvernul României. Știți că e mecanismul ăsta totul sau nimic. Da. Avem responsabilitatea aceasta. Sunt proiecte de investiții importante în spitalele regionale sau în alte spitale. Am cer scuze. Este vorba despre centrele medicale comunitare care favorizează accesul la servicii de sănătate ambulatorii. Este vorba însă și de reforme în ceea ce privește instruirea resursei umane din sănătate și dezvoltarea unei alte serii de reforme care să facă sistemul funcțional. M-aș fi bucurat dacă oamenii din Ministerul Sănătății puteau participa în acest moment, acum se documentează legat de acest proiect. Era normal să fie făcut în Ministerul Sănătății împreună cu angajații. Dar cine l-a făcut? Dacă n-a fost făcut împreună cu angajații, cine a făcut în mod concret PNRR-ul? În mod concret a fost la PNRR-ul, a fost în atribuțiile unui secretar de stat, care probabil că a lucrat cu unul sau cu doi consilieri personal la realizarea acestui program. Gândiți-vă că
Această lipsă de transparență decizională mi se pare, cel puțin când e vorba de un proiect așa de important pentru România, mi se pare greu, greu de înțeles. Nu discutăm, repede, despre greaua moștenire, discutăm însă de marea responsabilitate pe care o avem cu toții ca să putem duce la bun sfârșit un astfel de proiect.